Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Galactic Science. Pachetul de moduri în care noi învățăm împreună multe, multe chestii din această mică cărticică. Am văzut acum un, o misiune, este aici la, stați să vă arăt. Nu am fost bun la matematică, dar, așa, open. Și avem această misiune, deci pe aceasta am făcut-o. Următoarea este acest crafting tier 1, dacă dau pe el îmi zice la ce se folosește, dar dacă dau din nou pe el îmi zice din ce ai făcut toate astea patru sunt super, super simple, acum mașina frame-ul ăsta este făcut din fier din aur și din lapis și știm că o ducem foarte, foarte rău cu lapisul nu știu exact cum să facem rost de lapis, U, ia uite pământ am pământ aici, stai să luăm pământul acesta odată de aici, mulțumesc odată de aici și odată de aici. Așa. Nu știu exact cum să facem acest lapis mai repede decât prin instalația mea de sită automată. Uite, o avem aici. Numai că merge foarte greu. U, uh, am doi clei. Bun. Merge foarte greu din motivul că nu prea am energie aici. N-am automatizat nimica care să-mi pună energia. Să-mi pună... Practic, hidrogenul pe care îl iau eu de aici să mi-l pună înapoi ca să ardă continuu. Trebuie să fac cumva asta. Și pentru asta ne trebuie nouă, ne trebuie... Unde ne trebuie? Unde le-am pus? Unde le-am pus? Nu le-am pus aici cumva? În niciun caz. Fier, fier. Uite, am ceva fier, dar nu am cum să fac acel lapis. Avem aceste țevi speciale, dar nici aici nu sunt. Acesta cold Generator. Ok, și restul sunt niște urățeni mici de care nu avem nevoie. Unde am pus acele țevi? Of. Cred că să aici. Da, uite-le. Deci prin aceste relocatoruri putem să facem o treabă foarte bună. Mai ziceați voi, veneți voi cu o super, super idee. Ziceați să iau această sită de aici și hai să o luăm. Bun. Să o luăm complet de aici. Ce-am eu în cutia asta? A, niște chestii pe care vreau să le pun. Ok, putem să o remutăm. Avem cutia. Vină tu cutia, o sita. Cutia rămâne momentan acolo. Cestul acela nu ne atingem de el. Ziceați că pot să o iau și să o pun lângă o sursă de curent mult mai puternică. Cum stăm aici? Uu, aici s-a consumat iarăși. Ok, hai să o punem momentan aici, să vedem ce se întâmplă. Wow! Wow, wow, wow! Și dacă pun asta aici tot încet e. Dar e mult mai... mult mai puțin mai încet. Dacă pot să spun așa. Să vedem ce se întâmplă dacă se umple asta. Sper să nu explodeze. Mm, tu, 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 tu. Și... Ok, deci nu explodează. Asta este un lucru bun. Acum, mergem mult mai repede, numai că nu ne dă tot timpul ce vrem noi. Nu face nimica. Nu face nimica. Ce voiam eu să facem în acest episod, voiam să ieșim afară, să ne uităm puțin la, la meteoriții Acesta este unul dintre lucruri. Hai să mai fac niște torțe. Să-mi fac ceva mai multe torțe. Tung, tung, tung. A, uite, am oricum niște lemn. Bun. Să facem niște torțe și să mai răspândim niște torțe prin, prin baza noastră de afară. Tung. Bun. Și... Hai așa. Vino tu aici, așa, 16, ne dă 32 de bețe, cred că sunt arhisuficiente, uuu, mega arhisuficiente, punem aici bețele și surplusul de torțe. Hai să mai iau totuși astea 28. Bun, hai să vedem cum stăm pe afară. Pe afară am văzut o tonă de monștri, ah, oxigen. Oxigen, oxigen, du-du-du. Mai întâi așa. O schimbăm pe asta. Așa și... Tânc. Bun. Încercăm să ieșim puțin pe afară să vedem care-i treaba cu acele meteorituri. Met Acei meteoriți. A, uite, am mai primit în un fier. Bun. Afară e întuneric. Deci trebuie să ne pregătim cu o sabie. Închidem repede și fugim. Fugim, fugim, fugim. Așa. Te-am văzut pe tine aici. Lasă-mă. Lasă-mă. Tu, 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 Pe tine te-am văzut. Așa, stați acolo. Uș, uș. Bun, așa m-am ferit. Pe l-am făcut și tu m-am ferit. Wow! Uh, hai că am dus-o foarte bine. Eu zic că am dus-o foarte bine. Mai punem niște lumină. U, uh, ce bine! Deci pot și din săritură să pun aproape... Așa, veniți voi aici, băteți-vă între voi. Nu vreți să vă băteți între voi? Nu? Lasă-mă, lasă-mă. Au, 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 au. Au, 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 Nu! Ui! Ui! Am fugit! Am fugit! Momentan am fugit! Momentan am fugit! O să mai pun o torță aici! Și momentan am fugit! Hu! N-am rezolvat nimic. Este puțin cam complicat cu acești urâți. Mica este și creeperul acela. Dacă eu stau așa... Tuc, stai acolo, stai acolo, stai acolo. Bun am intrat înapoi, în acțiune. N-am și eu un arc. Nu știu. Au, 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 au. Nu mai știu unde era creeperul acela. Lasă-mă. Așa. Să nu vină creeperul. Asta este singurul lucru pe care mi-l doresc. Ok, avem aici un creeper. Cred că trebuie să... Uuuu. Am fost propulsat, cred că de o săgeată, ceva. Hmm. Lăsați-mă nu, nu se, nu se, poate face nimic cu ăștia afară. Bun. Ah, am și speriat. Nici nu am de mâncare. Da, deci meteoriții nu o să putem să-i folosim chiar acum de curând. Atunci, planul 2. Planul 2. Planul 2 este vreau să măresc această încăpere mult, 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 mult și să fac o ordine în aceste chimicale facem cumva o ordine de da, să mai pun niște hidrogen aici. Au, oh, stai că am luat niște oxigen. Așa. Să mai ardem aici puțin. Ce facem noi exact? Nu prea facem nimic acum, având în vedere că ăsta nu consumă curent pentru sintetizator. Doar pentru decomposer care face doar hidrogen. Face doar hidrogen. A trebuit să să oprim cumva asta din când în când, când avem prea multe, dar pentru asta trebuie să găsim o metodă de a stoca toate chimicalele. Și mă gândeam, mă gândeam să facem cumva o cameră mult mai mare în care să ne punem multe bereluri din asta. Vedem exact care este rețeta, că pe cele pe care le avem le-am primit barela. Nu barila, care sunt niște paste. Bun, se face foarte simplu. Cam scumpuți, cam, cam scump cu tot buștenii aceștia, dar eu zic că este super eficient. Super, super eficient. Hai să dau eu acum un zid jos, două, trei ziduri, să o facem mult mai mare și ne vedem după aia cu încăperea deja făcută. Deja am prima problemă. Nu știam eu de ce aud tot timpul monștri în această zonă. Aici trebuie să mă concentrez să pun repede câte un bloc la loc. Așa, pam, pam. Așa, pam. Pam. Bun. Dacă am pică un creeper pe aici, am cam încurcat-o momentan acel... Hai, repede! Nu! Așa. Acel pe... Nu, exact ce nu vreau eu să se întâmple. S-a întâmplat. Aoleu, cât sunteți. Sper să nu vine și un creeper. Nu! Nu! Ok. Sunteți foarte, foarte mulți. Vă înțeleg că sunteți supărați pe mine, dar... Așa. Așa. Nu! Nu, cred că dacă mai îmi dă una, cred că am murit. Așa, punem repede, 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 repede aici un bloc. Cred că asta a fost cea mai crâncenă bătaie pe care am avut-o momentan. Hai să-mi pun acum niște torțe, să nu cumva să-mi apară monștri chiar aici. Deci încolo nu va, nu voi putea să mă duc prea mult. Nu voi putea. Hai să încercăm acum cu celălalt zid. Haideți să vedem acum câte butoaie din acestea de depozitare putem să creăm. Aș vrea să... Ia să vedem. Fac un set din ăsta. Asta înseamnă 6. Hai să rămânem momentan la 6. Vreau să... Hai să mai punem. Nu. Da, 6. Cred că 6 e ok. Ia să vedem câte cutii facem. 7 cutiuțe. De deci fac așa. Facem 6. Momentan avem 6. Deci 6 de astea, 6 de astea. Și cred că nu, e bine. Așa. Avem 6 bereluri, 6. Vină tu aici. Haideți să vedem ce substanțe primim noi foarte, foarte des. Și astea ar fi, de exemplu, oxigenul. Și de să pun aici niște oxigen ca să știm o treabă. Oxigen. Bun, vină încoace. Nu, dă-mi înapoi. Dă-mi înapoi. Bun. Trebuie să am mâna cu oxigen. așa, superb. Și avem o cutie întreagă. Tu poți să vii momentan puțin aici. Vreau să le plasez și pe astea alte. Una, două, trei, patru, cinci. Și să vedem ce primim noi des. Uite, chestia asta albă și anume silicon dioxid. Este format din SI -i și un O2. A, ah. deci înseamnă că, teoretic, i dăm tu un hidrogen pe care să-l pun aici. Teoretic, dacă eu pun aici un CO2, îmi dă C și O2. Ia, 3. Ok, e bine de știut. Lasă că din astea putem să facem după aia nisip, de exemplu. Nu, dă-mi asta înapoi. Ah, și paste vreau să le pun aici, să vedem ce îmi dă. Ia vină tu coace. Pam. Ia, decompune, descompune acest tin canister. Wow! Doar si, doar silicon, ce asta? A nu, e tin, sună, ce, ce înseamnă sună? Mm, tin e tablă. Adică un fel de aluminiu. Ok, stai aici, stai cu minte. Wow, cât mi-a dat! Bun, hai să-mi iau tot oxigenul, oxigen, oxigen. Nu prea mai am loc, tânc, tânc și tânc. Bun. Și tu vii aici. Și nu prea mai am. Mai avem aici, uite astea. Am foarte multe chestii de care nu am nevoie. Ia să le pun eu momentan în această cutiuță. Așa, și așa, așa. Și trebuie aia trebuie să facem și ordine în această cutie. O să o iau cu doliu și o să o ducem în parte cealaltă. Cel mai bine așa. Tupi 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 Ia, dacă o pun aici? Nu. Dacă o pun aici și mă uit în ea? Da, bun. Este foarte bine ce am făcut. Vreau să o pun momentan aici, fiindcă aici voi face multă ordine. Și doliu poate să dispară. Tu cum stai aici cu energia? Tu produci mult, ok. Tu nu prea produci. Lapis? Nu. În schimb avem alte chestii. Ne-ar trebui lapis. Ne-ar niște lapis. Hai să vedem acum. Ziceam noi că avem relocator. Uite, astea. Astea sunt făcute din... Mult fier. Hmm. Ne trebuie neapărat din acelea. Hai să vedem dacă le primim, care compensă. Că nu mai știu exact dacă le primim, care compensă. A, ah, avem, avem câte avem? Trei misiuni făcute. Hai să le căutăm. În primul rând, aici. Open. Tu ești. Fuel, rocket. A, ah, nu mi aleg. Le primesc pe amândouă. Bun, odată. După aia mai am aici, more power, mai multă energie. Aici, open. Stirling generator, acesta este. L-am făcut și mi-aleg între carbon și multe alte chestii. Carbonul acesta, cum stau eu cu carbonul? Carbon nu prea am deloc. Cl. Carbon, carbon, carbon. Din ce se face carbon? Carbon. Cu N de la Nistor Mulțumesc! Cu N am zis. Așa, carbon. Carbonul este făcut din. Așa. Aha, bun. Din. Eu, uh, ce e asta? Steel ingot. Bun. Nu știm nimic ca momentan. Uh, tu ce ești? Nether Brick. E, poate mergem în Nether. Tu ești gunpowder. Corect. Pui, dar dacă avem pui, îl mâncăm. Du -du -du -du. Opa, din fier? Nu, nu e fier. Electrical steel. Apropo de fier, haideți că vreau să încerc o treabă. Nu de... Lead ingot. Nu. Avem noi trei lingouri de fier de pe lună. Nu, din meteoriți, pardon. Care sunt depuși bine. Uite, e aici. Vreau să văd dacă pot să extrag ceva din aceștia. De unde extragem? De aici. Trebuie să mai punem niște energie. Așa. Și voi, ce îmi dați bun? Na, că asta nu că ăsta nu-mi dă nimic. Sau? Meteoritic Iron ingle. Nu, ăsta nu dă nimica. Dacă folosesc, de exemplu, un lemn. Da, deci ăla sigur nu-mi dă nimica. N-a fost bun la absolut nimic ăsta. Să vedem mai încolo, poate facem o treabă bună. Acum am zis că ne facem ordine acolo, haideți să vedem ce este în săculeț. Îl spuneți pe Paul. Nu știu cine e Paul. Tot mă distanc. A, da, carbon și trei chestii. Carbon și trei chestii. Carbon, carbon. Practic, absolut totul ar trebui să fie făcut din carbon, din chimia organică. Așa am învățat eu cel puțin la chimie și așa mai țin minte. Cred că mi-aș păstra carbonul. Of, ce decizie grea. Aici există mari șanse să primesc tot felul de chestii inutile. Ca atare o să-mi iau carbonul. Așa. Și de să-l pun aici, fiindcă am foarte puțin, îl pun direct în această cutie. Ce mai am eu mult aici? Am mult oxigen. Pot să fac așa? Pot, dar nu mai e oxigen. Hai să pun tot oxigenul acum aici. Să scăpăm puțin de spațiu. Ok, l-am pus pe tot. Ce mai mă deranjează aici? Tot oxigenul. T. Facem puțină ordine în chimicalele noastre să, să le putem găsi mult mai ușor. Astea și... Ce ești tu? Magneziu oxid. Magneziu oxid am mult. Magnezium. Am văzut cumva că mai am carbon sau este cel pe care l-am pus? Nu, cred că este cel pe care l-am. Tocmai l-am pus. Vino tu Și tu încoace. Și tu încoace. Și tu încoace. Așa, tu aici. Ok. Am mai făcut puțină ordine. Tin, tin. Asta este tin. Deci, cred că din ăsta, care este rețeta lutina? Ar trebui să fie tot la fel. 64 de din alea câte 16 într-un L orizontal, nu? Tin. Mm, tin ingot. uite l aici. Tin ingot. Tin ingot este făcut exact cum așteptam. Cum... Nu, și mai bine. Doar dintr-una. Hai să luăm tot tinul acesta. Sau să-l păstrăm așa și îl folosim când avem nevoie. Bun. Astea sunt făcute. Aici mi am mai uitat ceva, nu mi-am uitat nimica. Ce asta? Supporting. Ah, aici poți să le spui dezvoltatorilor că îi susții. Așa. Haideți să vedem ce chimicale mai putem noi să punem acolo. Plumb, magneziu, nu prea mai am chestii care să dea pe afară. Uite, silicon. Cât silicon am? Două eprubete. Aici mai am silicon? Nu, am doar tinul acesta. A, și silicon. Bun. Hai să punem tinul și siliconul. Aici. Silicon vine... Astea două seamănă mult prea mult între ele. Oxigen. Silicon. A, pot să țin... Pot să țin mouse peste. Ia, pot să apăs T. Ok, poți să apăs, dar nu mai mi pare. Deci mi pare aici sus exact conținutul. Dacă mă uit aici avem magneziu oxid, aici avem silicon dioxid și aici avem silicon normal. Nu știu dacă fac bine să separ silicon dioxidul de silicon normal. Aici, de exemplu, nu pot să-l pun, deci nu pot greși. Ok, perfect. Haideți să mai vedem cum arată afară. Poate mai ieșim o dată pe afară. Mai mâncăm ceva să avem. Unde cutia? Cred că am luat-o, n-am luat-o. Tung, tung. Hmm. Vedem dacă am primit două bucăți de... Nu, un singur lapis. E bine și un singur lapis. Cum stăm aici cu așa? E bine. E binișor. E binișor, aș putea spune. Acum, cum stăm afară? Vreau să încerc ceva. Hai să ieșim puțin. Tâc, 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 tâc. Am ieșit. Am ieșit. Mi se întâmplă ceva aici? Da, au cât mi se întâmplă. Au Nu-i bine. Cât pe engine. Lasă-mă. Lasă-mă. Bun. Tu mă lași. Au, 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 Așa. Și știam eu că este străi. Știam eu. Și nu stăm nici foarte strălucit cu oxigenul. Acum. Mai punem niște... Stai că l-am agro pe acel creeper, ceea ce nu voiam să se întâmple. Aici sunt foarte mulți monștri. Hmm. Aha, creeperul mă lasă în pace, bun Hai să vedem pe aici Cum stăm cu treaba Vreau să mă duc la un meteorit Vreau să încerc ceva cu un meteorit Avem un meteorit acolo, dar sunt foarte mulți monștri hmm. Uite, l-avem pe ăsta Cred că la ăsta ne vom duce Ăsta aproape de casă aici Nu, m-am ferit Au, Nu m-am mai ferit Acum m-am ferit din nou Înca. Au, au, au Așa, odată. Și mai am... He, nu, că vine și creeperul. Vine și creeperul... Ok, am fugit. Am fugit. Nu pot nici de data asta să bag meteoritul în seamă. Aia Hai să mai mâncăm, să mai respirăm puțin. Unde vii tu? Aici, 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 aici. Așa. Și dă să te pun la încărcat. Ok. Da, dragilor. Vreau să mai fac puțină ordine pe aici. Uite, mai am încă un barrel și vreau să mai fac puțină ordine, să mă gândesc eu exact ce, ce am pune mai, cel mai bine în în acest al șaselea barrel, fiindcă nu cred că putem să băgăm hidrogenul. Nu cred că putem să băgăm hidrogenul, fiindcă de hidrogen tot vom avea nevoie. Va trebui să mă gândesc exact cum să fac, cum să fac, cum să fac. Da. Ok, hai că mai mă gândesc că ce vine în acela și ne vedem după aia cu al șaselea, deci 1, 2, 3, 4, 5 și ne vedem cu al șaselea barrel umplut. Deci să nu puneți niciodată hidrogenul pe jos, că se întâmplă asta. Cum astup eu acum aici? Cred că cu niște nisip. Ok, unde trebuie să astup? Cred că aici. Nu. Hai să iau și niște pământ. Aici. Ok. Hai că am rezolvat-o. M-am gândit, dragilor, că cel mai bine ar fi să... Dăm, 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 dăm. Cel mai bine ar fi să pun hidrogenul aici. Câte sunt? Ok, tu du-te aici și... De, cum fac eu oare să le pun pe toate fără să dau miliarde de clicuri? Deci dacă vin cu una așa și am doar hidrogen, e foarte simplu. Pap. Ah, dublu click. Dublu dreapta mouse click, ia. Ok, am luat foarte multe. Așa. Sunt plin și dacă dau dublu dreapta mouse click. Super! Deci am învățat. Am învățat o treabă. E un lucru bun. Acum, am pus hidrogenul fiindcă aveam foarte, foarte mult. Și e un lucru foarte bun să avem foarte mult hidrogen. Ia. Super! Perfect. Tu de unde ai căzut? Ah, cred că... Cred că hidrogenul ăla mi-a dat torța jos. Ok, aici trebuie să fie foarte luminat, foarte luminat. Da. Inițial, dragilor, m-am gândit să pun fierul aici ca să am o privire în ansamblu mai bună asupra fierului, să știu exact cât, cât fier am. Dar nu aici, aici. Mai am încă un better barrel și cred că o să-l pun aici ca să să-l văd tot timpul. Uite, am atâta fier, am atâta fier. Momentan nu am deloc fier. Dar am șase bucăți aici pe care le pot transforma și mai am încă una singură aici. Tu cum stai cu energia? Ok. Am încă un lapis, încă un lapis. Deci în episodul următor vom putea lucra cu aceste două lapis. Nu știu exact dacă vom repara ce am stricat sau dacă dacă ne continuăm treaba dincolo, fiindcă Hmm... aici nu se mai întâmplă nimic, nu? 78,1%. Tu cum stai? Nu stai. Tu de ce nu stai? Fiindcă fiindcă nu se extrage de aici. Și aici nu se extrage fiindcă avem extractorul. Unde avem extractorul? U, uh, u, uh, hai sus. Extractor ce extractor? Ah, ne trebuie ne trebuie World Interaction Upgrade-ul acela pe care îl avem. Cât costa unul? Cât costa unul? Interaction. Nu se numește așa? Ah, bă, da, dar trebuie să știm și să scriem. Interaction. uite l aici. Cât costă asta? 7 bucăți de fier și 4 lapis. 7 bucăți de fier, 4 lapis. Momentan îl avem doar pe acesta. Hai să l împrumutăm de aici. Să vedem dacă mai facem în continuare obsidian. Deci avem aici unul sigur. Ia cu ce? Aici sigur avem unul. Nu mai avem nici aici unul? Ia, vină tu aici. Ok, deci aici avem unul. Ne pune acolo cobblestone și cobblestone. Hei. Cred că este un lucru rău ce s-a întâmplat. Cred că am pierdut... Dar nu îmi dau seama exact cum. Hai, sus! Sus! așa. Cred că, am, cred că am pierdut un World Interaction Upgrade de la. Și unde să-l fi pus noi? Unde să-l fi pus noi? Deci aici nu este. Hmm. A, aici nu ne trebuie. Aici nu ne trebuie, fiindcă... Ăsta crește? Da. A, deci aveam doar unul singur. Avem doar unul singur și ne mai trebuia încă unul ca să luăm de aici obsidianul. Ia să facem noi... E bine să fie și acolo o torță, dar voiam să facem alt test. Vino tu aici. Cum stăm aici? 97, 98? Aici nu avem nimic. Este empty. Bun, obsidian. Acum, tu dacă vii aici, pac, poți să extragi obsidianul. Te rog. Nu vrea. Bă da! Și avem? Nu! A, l-am scos eu manual, de aceea. Hmm. Trebuie să investighez asta puțin mai bine. Va trebui să. să vedem exact cum funcționează. Acum, câte. câte. 245 de stecuri avem? 245 de stecuri? Numai că ar trebui să le punem manual, dacă am vrea să vin aici, sau să mai punem încă un transfer nou din acesta aici, să vină și în jos ceea ce ar strica complet toată, toată, instalația. Ne trebuie mult, 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 mult fier, din păcate. Mult fier. Mult, prea mult fier. Și nu avem fier. Însă, treptat, 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 dacă facem instalația aceasta să funcționeze, măcar să-l aprovizionăm automat pe acest Sterling Generator cu o liză aici. Ia vină tu puțin încoace. Așa? Nu, încă una mai departe. Aici. Bun. Dacă noi îl aprovizionăm pe automat cu hidrogen, hai să vedem dacă funcționează. Nu cred că va funcționa, din păcate. Nu, stai acolo. Vino tu aici, tu aici, tu aici energy conduit. Nu trebuie momentan. Bun. Să vedem dacă ne trebuie neapărat acele modular extraction chestii și Dacă tu vii aici așa, așa. Da, nu știe să extragă. Nu știe să extragă și ca să extragă îmi trebuie 6-10 fier. Nu? Parcă așa. Modu, Nu, nu, nu. Ex... Ba da, modul... Parcă așa zicea? Nu, nu e zicea așa. Ex... Tractor... sau relocator. Relocator, Ah, relocator zicea. Deci ne trebuie unul de asta. Și pentru asta ne trebuie 4 fier și încă 6 fier ca să facem gratiile. Și gratiile ne ajung pentru 4. Deci o să ne trebuiască, practic ne costă 5 fier jumate. Ok, trebuie să vedem asta pe parcurs. Prima investiție oricum este de 10 fier și noi nu avem 10 fier, dar cred că între episoade, cred că între episoade va trebui să mai stau și eu cu Sita aici, avem o sită care funcționează, dar va trebui să o ajut și eu. Avem pe care funcționează aici. Oh, broken iron. Avem niște broken iron și deja avem două, mai bine de două. Asta trebuie neapărat păstrat să nu-l pierdem. Cred că îl pun în partea asta altă. Avem mai bine de două lingouri. E un lucru foarte bun asta. Ok, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și acest episod. Sper că în următorul episod o să putem să ieșim și puțin pe afară. Și ne vedem data viitoare. Numai bine! Pa, pa!